Dragii mei colegi din școala prieteniei cu Dumnezeu, sunt impresionat adânc de faptul că astăzi suntem conduși pe un drum aș spune intim al relației noastre de prietenie cu Dumnezeu în această binecuvântată școală. Sunt oameni care petrec timp împreună, joacă șac, joacă table, ei sunt colegi de, să zicem, timp liber sau colegi de serviciu sau. Tovarăș de pachet, de un fel sau altul. Aceasta nu înseamnă prietenie. Aceasta înseamnă un fel de tovarășie, întovărășire, asociere și așa. Prietenia este plină de roduri bune, ea aduce roade în viață. De unde știi că o prietenie este binecuvântată? Pentru că există prieteni binecuvântate și prietenii blestemate. De unde știi că o prietenie este binecuvântată? După roadele ei, așa a spus Mântuitor, vezi în ce fel te-a schimbat pe tine prietenia aceasta. Dacă ai văzut semne bune în viața ta, continuă cu încredere în Dumnezeu, mulțumește-i. Dacă vezi semnele, oprește-te, aceasta nu este prietenie, ci este pur și simplu calea pieirii pe care merge un om și crede că e bună. Multe căi pot părea bune omul, la urmă se văd că duc la moarte. Dar prietenia cu Dumnezeu nici nu are nevoie vreodată de acest fel de cercetare pentru că ea a fost totdeauna și este plină de roduri bune. Niciodată, așa cum foarte frumos spune un imn al Bisericii, gol nimeni n-a venit înapoi din câți m-au căutat. Cu adevărat nimeni nu s-a întors înapoi același om din prezența lui Dumnezeu. Nu. No s-a întâmplat și s-au întâmplat lucruri mari și frumoase și binecuvântate în viața noastră. Astfel că prietenia cu Dumnezeu este plină de roduri bune. Nu este o simplă împreună călătorire pe același vas, călătorim împreună pe același vas, pe aceeași croazieră, în același avion. Nu, ci călătorim prin viață și prin harul bunului Dumnezeu, prietenia noastră cu Dumnezeu este totdeauna prezentă în viața și ființa noastră cu roadele ei bune și frumoase. Psalmul 40, versetul 12. Cine este omul care se teme de Domnul? Ate teme de Domnul înseamnă a dori a prietenia Domnului. Ate teme de Domnul este uh, ca atunci când ai în mâini un vas foarte prețios și mergi cu mare grijă că e atât de scump. Sau un copil, cu câtă grijă ții cea din tâi zi a vieții și celelalte aspecte. Uh, aceasta înseamnă teamă de Dumnezeu. Cartea Apocalipsei, capitolul 12, versetul 14, asociază temerea de Dumnezeu cu slăvirea lui Dumnezeu. Nimeni nu dă slavă lui Dumnezeu de frică. Așa ceva Dumnezeu n-ar primi niciodată. Totdeauna cineva dă slavă lui Dumnezeu din iubire, de bucurie, de, de primirea darului prezenței lui în viața noastră. Aceasta. Rezultatul adevăratei temere de Dumnezeu este slăvirea lui Dumnezeu și este prietenia cu Dumnezeu. După aceasta cunoaștem că este adevărata temere de Dumnezeu. Cealaltă, demonii tremură și se înfioară și ei cred și se înspăimântă. Aceea nu este temere de Dumnezeu, este spaimă de Dumnezeu, este altceva. Și cei mai mulți oameni, datorită imaginii care le-a fost predată cu privire la Dumnezeu, trăiesc această viață demonică a spaimei de Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu ca, așa cum ne-a binecuvântat pe noi cu lumină, să binecuvânte și pe aproapele nostru și să-L cheme din întunericul acesta cu privire la Dumnezeu. În psalmul acesta, 40, versetul 12, arată, primim în versetul 12, cel din tâi dar al prieteniei noastre cu Dumnezeu. Aceluia, Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Versetul 14 definește legătura veșnică dintre temerea de Dumnezeu și prietenia cu Dumnezeu. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de el. Vă spuneam că am fost avertizat că te prea faci ceva comun din prietenia cu Dumnezeu și am spus că probabil că nu am atins marginile acestei mări a binecuvântării, a frumosului, a adevărului, a binelui, pe care le, toate acestea pe care le cuprinde prietenia lui Dumnezeu. Uitați-vă cum asociază aici Scriptura. Prietenia lui Domnului cu temerea de Domnul. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Cine se teme de Dumnezeu și fuge de Dumnezeu, acela n-a cunoscut temerea de Dumnezeu, ci spaima diavolului și a păcatului. Cine ți-a spus treaba asta, întreba Dumnezeu și a fugit de El. Aceea nu e temere de Dumnezeu. Temerea de Dumnezeu te atrage la Dumnezeu și devii prieten cu El. Ea rodește acest lucru. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Acestea sunt daruri mari. Cel din dintre daruri este călăuzirea aceasta. Astăzi sunt milioane de oameni, nenumărați tineri în special, care sunt la intersecțiile vieții și nu știu încotro să o apucem. Nu de un răspuns avem noi nevoie. Iau la dreapta sau iau la stânga. Unii au folosit fel de fel de metode pentru a înțelege ce să facă și s-au căsătorit pe baza unor bilețele pe care le-au fiert în apă. A ieșit unul, a ieșit altul. Diverse, alții au deschis Biblia la întâmplare. Psalmul 40, versetul 12 ne spune că cel ce arată calea pe care trebuie să mergem este Domnul. Dar acest lucru este un dar al prieteniei cu Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu este privit cu alți ochi, sigur că darul acesta nu poate veni. Tu poți să te lași condus de unul de care ți este frică. Ai te gândești care intenții rele. Acea frică bolnavă care va fi afară din cetatea lui Dumnezeu. și sunt afară, spune Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ei n-au -au avut încredere să intre de, cu acela de care le-a fost frică. Frica de Domnul, asociată cu ce înțelegem noi prin frică, dă un concept monstruos. În Domnul Isus Hristos. Era această frică de Domnul care însemna nimic altceva decât o prețuire fără margine. Aceasta înseamnă frica de Dumnezeu, o prețuire care nu mai are hotare. Aceluia care se teme de Dumnezeu și care devine prieten cu Dumnezeu, aceluia Dumnezeu îi va arăta calea pe care trebuie să o aleagă. Așa că dacă ești la o intersecție ca aceasta, darul prieteniei cu Dumnezeu te va învăța pe ce cale să mergi. Nu te frământa, nu te teme, chiar nu te ocupa o să o iau la dreapta sau la stânga. Nu să o iau în sus. Ochii țintă la el. Pentru că Domnul îți va arăta calea pe care trebuie să mergi. Ce va urma de aici? Persoana, omul acesta, prietenul lui Dumnezeu, care are această temere sfântă de Dumnezeu și prețuirea aceasta. Versetul 13. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Acesta este rodul prieteniei noastre cu Dumnezeu. Va locui în fericire, dar tu nu vezi ce se întâmplă și în natură și în economie, mai ales în politică, în războaie. Așa este. Toate aceste lucruri sunt reale, sunt văzute și trăite pe stradă și pretutinde, sau ființa noastră poate să fie devastată de diverse suferințe, indiferent care este situația. Prietenia lui Dumnezeu îți dăruiește darul fericirii. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Uh, chiar așa? Da, pentru că știm că în necazurile noastre darul cel mai scump e prietenia lui Dumnezeu. Suntem în mijlocul acestor lucruri, nu niște părăsiți, niște abandonați. Unii care strigă în de la Dumnezeu, ci suntem în mijlocul acestei situații însoțiți de prezența lui Dumnezeu. Chiar dacă trec prin valea umbrei morții, prietenul meu este umple sufletul meu chiar în valea umbrei morții. De aceea spune Scriptura, el va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Ce am eu acum? Care este chemarea mea de prieten al lui Dumnezeu? El, din partea lui, zicea, am ochii deschiși asupra ta, zi și noapte. Zi, zi, eu o ud în fiecare clipă, spune cartea profetului Isaia, cu prezența lui. Nu există goluri aici, nu există absențe, nu există sincope. Prezența lui Dumnezeu este permanentă și eternă. Pentru sufletul care e prieten cu Dumnezeu, este însăși viața. Fără această prezență a lui Dumnezeu în viața și ființa noastră, ce sens ar avea lucrurile? De aceea, iată ce suntem, la ce suntem noi chemați și ce face omul care are această adevărată adâncă prețuire pentru Dumnezeu și de aici se naște prietenia cu Dumnezeu. Versetul 15. Eu mi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci el îmi va scoate picioarele din laț. Am văzut cum prind oamenii animale cu lațul. Pun un laț, un animal trece pe acolo, s-a prins piciorul și s-a terminat. După aceea vine el și îl împușcă sau îl taie acolo în lațul acesta. Când prietenul lui Dumnezeu cade într-un laț, unde n-ar fi trebuit să cadă, pentru că cum, Scriptura și Duhul lui Dumnezeu în umblarea noastră, acestea sunt preventive ar fi trebuit să nu se întâmple. Dar dacă s-a întâmplat așa ceva și am căzut într-un laț, am căzut într-o înșelăciune, scrie, scriptura, scrie Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15, El îmi scoate picioarele din laț, de unde eu singur n-aș mai putea niciodată să, să ies. Și rugăciunea sufletului nostru în mijlocul neliniștii inimii noastre, scrie în versetul 16, în mijlocul ticăloșiei și a trudei mele, în mijlocul păcatului care strigă după iertare la Dumnezeu. În mijlocul urii, în mijlocul înșelăciunii, în mijlocul violenței, nedreptăților de tot felul, prezența lui Dumnezeu face un singur lucru și noi suntem chemați să înălțăm această rugăciune din versetul 20. păzește sufletul, păzește sufletul, cel din tâi lucru. Ați văzut ce i-a spus Mântuitorul prietenului lui Petru. M-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta, nu să nu se întâmple lucrul acesta, ci în ce se va întâmpla să nu se piardă credința ta. păzește sufletul și scapă -mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în tine. Oamenii știu că mă încred în tine. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Psalmul 40 este o Expresie a umblării noastre cu Dumnezeu și a fost manifestat în viața Domnului nostru Isus Hristos. Tatăl îmi spune ce să vorbesc și cum să spun, cu ce ton, cu ce intonație, cu ce atitudine să spun lucrurile. Tatăl este acesta care face. Fiul nu face nimic, nimic fără Tatăl. Nu există așa ceva. Nu există un moment al întreruperii prezenței Lui Dumnezeu în viața și ființa noastră, după cum nu există momente de întrerupere a respirației, să zicem, sau fluxului sanguin din corpul nostru. Acestea au continuitate. Întreruperea lor pe, un, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă ar însemna sfârșitul vieții. Tot la fel este legătura noastră în prietenia noastră cu Dumnezeu. Fie ca acest binecuvântat psalm această făgăduință a lui Dumnezeu, făgăduința călăuzirii, făgăduința izbăvirii și făgăduința păstrării ființei noastre duhovnicești. Doamne, ajutăm așa cum spunea versetul acesta, păzește sufletul, versetul 20, păzește sufletul și scapă-mă. Aceste făgăduinți să se împlinească în viața tuturor prietenilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să mulțească numărul prietenilor lui și să ne dea în suflet aceeași prietenie pentru el, cum e prietenia lui pentru noi. Fii binecuvântat, Doamne, Dumnezeul nostru, căruia nu ți-a fost rușine, nu ți este rușine să te numești Dumnezeul nostru și care ai purtat asupra ta rușinea păcatului și greșelilor noastre. Fi binecuvântat, Doamne! Te rog în numele Domnului Isus să ne ajut să prețuim enorm, Doamne, prietenia Ta, să ne fie lucrul cel mai scump sub cerul și să ajut ca prietenia dintre noi și Tine să crească în fiecare zi, Doamne, să se apropie tot mai mult de frumusețea și binecuvântarea prieteniei Tale cu noi. Binecuvântă pe prietenii mei, împreună cu care studiem, Doamne, indiferent cu ce problemă sunt ei confruntați în momentul acesta. Fi binecuvântat, Doamne, pentru că ai să faci mult mai mult decât te-a rugat noi prin Domnul Isus Hristos. Amin!